sanitară și relații publice. Numărătoarea inversă până la startul galei 10 oameni de valoare pentru Constanța a început, dar până vineri 21 februarie încă se mai poate vota pe site-ul oamenidevaloare.ro, astfel încât personalitățile orașului de la malul mării pe care le îndrăgiți și le respectați să fie răsplătite pentru excelență. Gala oamenilor de valoare ai Constanței, stabilită pe 7 martie, el va avea ca invitat pe Ovidiu Lipan Țăndărică. Artistul va susține un recital de excepție alături de prietenii săi. Va fi un eveniment exclusivist, în care noi suntem onorați, împreună cu Stelu Enache și Fanfara Zece Prăjini, vom prezenta un program mai amplat. Va fi un lucru încântător pentru publicul care o să se află în sală și o să ne asculte. Mulțumim mult organizatorilor pentru invitație și le promitem un concert super tare. Super. Pe site-ul oamenidevaloare.ro vă puteți vota favoriții o singură dată pe zi la fiecare secțiune în parte: medicină, academic, dezvoltarea societății, administrație, politică, lumea afacerilor, cultură și artă, sport, muzică și divertisment și mass media. Românii au nevoie de apreciere și oameni care au făcut foarte mult pentru țară, pentru comunitate, pentru oraș, să fie promovați și scoși în evidență. De aceea, participarea noastră la acest eveniment este cu atât mai onorabilă. Gala 10 oameni de valoare pentru Constanța este organizată pentru al 4-lea an consecutiv de Asociația Clubul Isis și este susținută de Spitalul Privat Isis. Neptun TV este partener media al evenimentului. Ca la fiecare ediție, gala va fi transmisă în direct de Neptun TV începând cu ora 20:30.